Vă salut pe toți. Acesta este rezervorul de apă al centralei. Cam așa au ieșit sudurile. Ce vedeți aici sunt ramforsările făcute. Sudurile au ieșit foarte bine. La verificarea sub presiune am avut un singur por care a fost aici, pe colț. Întotdeauna mi se întâmplă, de fapt aproape întotdeauna mi se întâmplă să rămâne câte un por. Acesta este învelișul tubului ridicător. Este foarte mare. După câte vedeți, evacuarea poate fi schimbată. Ea este fixată cu șurube de 8 mm, 10 la număr, și dublată cu tablă de 3 mm. Ea este așezată în momentul de față cu capul în jos. Urmează ca să o montăm, dar nu înainte de a vă prezenta cum am reușit eu să fac o serpentină dublă. Ca acest arzător, această centrală să aibă o eficiență mai ridicată. Aici sunt 40 de metri de serpentină, ar fi încăput cu ușurință 50. Este o serpentină dublă. Între ele, după câte vedeți, este lăsat un loc gol de 3 cm, iar partea exterioară nu este până jos pentru ca depunerile să cadă, putând fi aspirate ușor, ulterior, cu ajutorul unui aspirator. Atât a mai rămas din țeava gofrată, să zic așa, undeva la 30 de cm, 30. Hai să rotunjim, 40, dar nu e mai mult. Acest arzător tip sopă rachetă are o mare putere de foc. O să aibă și nevoie. Are de încălzit aproape 200 de metri pătrați. Aici este gura de alimentare. Este o gură de alimentare de 23,5 pe 23,5 cm cu 50 cm adâncime din grătar până sus, adică în cap cu ușurință lemne la lungimea de 50 de cm. Așa am confecționat colierele. Colierele sunt făcute în așa fel încât să se strângă la maxim, dar nu strivește tabla, dar nici nu rămâne moale, din câte vedeți. Aceste patru rectangulare, care le vedeți aici, nu au numai rolul de a opri vibrațiile serpentinei, ci mai are și rolul de a păstra această distanță între cele două spire. Ele sunt fixate cu șurube de 8 mm. Vreau să vă arăt cum arată și clema de jos. Este la fel, cu strângere la maxim, fără să scape, dar nici nu strivește țeava gofrată. Iar partea de jos, partea de susținere, eu m-am gândit că ar fi bine să o confecționez așa, din platban de 5 mm grosime ca și suport. Iar ca și șurub de trecere am folosit un șurub de 8 mm zincat.
în mare parte așa arată. Urmează să dăm găurile în învelișul tubului ridicător. Și înainte de a acoperi recuperatorul de căldură, m-am gândit că să vă arăt și vouă cum arată. Nu va fi un clip foarte lung, deci timpul meu presează foarte mult. Așteaptă și alții. Acesta este volumul de apă plus al serpentinei. Aici, din câte vedeți, are 300 mm înălțime, 400 pe 400 pe 400. Faceți dumneavoastră socoterile. Mie atâta mi-a dat. 48 de litri. Aici, aceste două ranforsări vin în partea din interior, în focar. Tot ce este de la platband în jos va veni în focar, având o suprafață de contact mare cu focul. Ne străduim ca să recuperăm cât mai mult din căldură, pentru că a ajuns la mare preț. Acest platband de 40x5, care îl vedeți aici sudat, nu are numai rolul de fixare. El va veni fixat acolo jos, pe capacul, pe învelișul tubului ridicator. El mai are un scop de a proteja bazinul de anumite deformări. Eu încerc instalația la 4 bari, 3,5 4 bari în cazul de față. Nu am avut decât un singur por. Auziți? Aici ar trebui să sune ceva. Așa cred. Da? Puțin a sunat. Am eliberat presiunea, dar a făcut puțină presiune pentru că s-a încălzit astăzi. El este sudat și pe interior și pe exterior. Am făcut aceste puncte de sudură pentru că am niște tije de 10 mm care trec dintr-o parte până în cealaltă și le-am făcut mai mari ca prin acest lucru să prindă și să protejeze o suprafață cât mai mare. Bazinul este foarte greu. Are undeva la aproape 30 de kilograme. Așa cum îl vedeți, poate chiar mai mult, nu este ușor deloc. Și o să-și facă treaba pentru multă vreme. Aici vedeți partea de jos. Se văd ranforsările, cele 5 tije longitudinale care le-am introdus. Astea sunt sudurile făcute cu aparatul meu. Parcă este un migatronic, așa sudează de frumos. Așa. Eu vă mulțumesc că unii dintre voi mi-ați devenit clienți. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc că îmi cereți sfaturi. Și pentru orice ajutor și dacă vă pot fi de folos, în vreun fel sau altul, aveți numărul de telefon. Puteți să apelați oricând. Și dacă o să pot, o să mă străduiesc să vă ajut în măsura posibilităților. Vreau să vă spun că acest canal nu se limitează doar la confecția de centrale termice,
proiectul meu este mult mai vast. Încă din primăvară, de vreme, am de ridicat un șemineu. Un șemineu care să încălzească o locuință întreagă. După care vreau să încep un alt proiect, și anume niște tocători. Niște tocători de lemne, de crăci, mai groase și mai subțiri, cu grosime variabilă și lungime reglabilă, între 2 și până la 15 centimetri după proiectul, care deocamdată nu l-am decât în minte. Așadar, încă o dată vă mulțumesc că mi-ați acordat din timpul dumneavoastră. Vă las cu bine. Vă salut pe toți cu căldură și vă doresc tot binele din lume.